Poate pare greu de crezut, însă există un oraș în România în care poți culege lămâi, portocale și banane direct din copac. Experiența ce ne duce cu gândul la un paradis exotic a putut deveni realitate la noi în țară, datorită planurilor ambițioase ale unui singur om. Domnul Nelu nu este specialist în botanică. Cu câțiva ani în urmă a cumpărat dintr-o florărie din Cluj-Napoca mai multe ghiveci artizanale mici. După ce a ajuns acasă în Alba Iulia, bărbatul a transferat plantele din vasele în care le cumpărase în seara sa. Le-a oferit toată atenția sa și a făcut tot posibilul pentru a crea pentru ele condițiile de care ar avea parte dacă ar fi crescut în mediul natural. Le-a udat zilnic și le-a ținut la temperaturi ridicate. Chiar și cu atâtea eforturi, nimeni nu s-ar fi așteptat la asemenea rezultate. Cei doi bananieri din seara domnului Nelu au crescut spectaculos, ajungând la peste 6 metri înălțime și sunt plini de roade. La un moment dat au avut ciorchii cu fructe care cântăreau fiecare în jur de 40 de kilograme. În seara din Alba Iulia au mai fost plantați și smochini, lămâi și portocali. De Ziua Națională a României, Alba Iulia a fost gazda unei ceremonii militare spectaculoase. Prezent la eveniment, premierul Nicolae Ciucă a vorbit despre nevoia de unitate, solidaritate și empatie. Relatează playtech.ro.